rostim câteva cuvinte de învățătură, nu mai mult de o oră, cel mult, așa, să stăm de vorbă, să vedem despre ce e vorba în această taină a Sfântului Botez. Glumesc, evident, nu va dura mai mult de 5 minute. Aș vrea să fiți dumneavoastră așa siguri de faptul că credința pe care o avem fiecare dintre noi și baia botezului, în care cu toții am fost scufundați, murind împreună cu Hristos și înviind, pentru că asta simbolizează întreita fundare, moarte cu Hristos și înviere cu Hristos. Moarte cu Hristos și înviere cu Hristos. Moarte cu Hristos și rămânem spre înviere cu Hristos. Deci, ultima afundare este rămânerea noastră în viață spre învierea cu Hristos. De ce? Pentru că toată existența noastră, dacă vreți, tot ceea ce facem noi, toate acțiunile pe care noi câteodată le considerăm absolut normale și pe care... Da, sigur că da. Și pe care considerăm că este... face parte din viața noastră de zi cu zi să ni se întâmple, sunt acțiuni care vizează și ar trebui să vizeze în viața fiecăruia dintre noi mântuirea sufletului. De ce spun aceasta? Pentru că trecând prin etape diferite ale vieții și prin vârste diferite ale vieții, acordăm atenție diferită acestui aspect. Și o să-mi dați dreptate. În copilărie, da? Ne gândim așa la mântuirea sufletului doar atunci când îi vedem pe bunici. Când suntem în perioada adolescenței, nu prea ne gândim. Apoi, după ce ne formăm o familie, după ce ne găsim sufletul pereche, așa cum este numit, și primim binecuvântare de la Dumnezeu, ce se întâmplă? Naștem prunci. De ce oare vă gândiți dumneavoastră că o familie aduce pe lume un suflet sau naște un prunc? Pentru că exemplul suprem și marele exemplu de dragoste nu este deplinătatea dragostei în doi, ci în trei și mai mulți. Și aici mă refer la familia autentic creștină. Niciodată un soț cu o soție, atunci când din binecuvântate pricini, să spun, pricini poate de boală sau știu eu, pricini și neajunsuri, nu au copii, nu trăiesc o dragoste deplină. Dragostea deplină vine atunci când ții în brațe o Marie sau o Sofie sau un Ioan sau știu eu ce alt nume. Deci dragostea deplină, iubiți credincioși, este nașterea de prunci. Apoi vine perioada în viața omului când trecem de prima etapă aceasta de naștere de prunci și începem ușor, ușor a ne gândi că și a ne aduce aminte că există 4 posturi în timpul anului. Și că eu m-am împărtășit și m-am spovedit numai în cel mare al Paștelui. Sau de Crăciun. Dar uite că mai există 2. Și apoi încet, încet ne gândim când înaintăm în vârstă, din ce în ce mai des la Dumnezeu. Nu pentru că n-am avea ce face acasă. Vârsta aceasta a maturității este o vârstă frumoasă. Este o vârstă în care te bucuri de copii, te bucuri de nepoți, dar totuși, totuși, ne aplecăm mai mult spre prezența în biserică. Deci vă spuneam că există etape de maturizare și trupești și sufletești care au un grad diferit de gândire asupra realității învierii sufletului. Ar trebui ca cei care suntem prezenți acum în biserică și cunoscuții pe care îi avem și care știm că se află în situații poate de neacordare atât de multă a atenției mântuirii sufletului, să luăm aminte și să ne gândim că aici și de aici pleacă toate. Din biserică, din baia botezului.
prin baia nașterii din nou, așa cum spun rugăciunile pe care frumos le-am rostit. Deci, viața fiecăruia dintre noi, iubiți credincioși, este un drum spre viața veșnică. Acest drum începe astăzi pentru fiina dumneavoastră și pentru fiica dumneavoastră și pentru iubita dumneavoastră cunoștință, Maria Sofia. Începe astăzi, prin baia nașterii, când nașii, ținând-o în brațe, au rostit, nu odată, nu de două, ci de trei ori, faptul că ce este mai important în viața lor decât credința într-unul Dumnezeu. Așa ați mărturisit. Cred într-unul Dumnezeu. De aceea ați venit în biserică, pentru că cred într-unul Dumnezeu. Ce căutăm noi la biserică? Credem într-unul Dumnezeu. Și crezând într-unul Dumnezeu, viața veșnică trebuie să avem. Ce înseamnă viața veșnică, iubiților? Înseamnă faptul că nu totul se termină la pământ. Înseamnă faptul că moartea nu este un punct, ci o virgulă, o trecere. Și înseamnă o existență fericită în Împărăția lui Dumnezeu. Avem clipe frumoase lăsate de Dumnezeu spre a ne bucura de Harul Lui. Una din aceste clipe este taina botezului, în care dumneavoastră ați participat cu toții, rugându-vă cu toții pentru ca Dumnezeu să înfieze pe roaba Lui Sofia Maria sau Maria Sofia, pentru că ambele nume sunt nume creștinești și pline de însemnătate și de frumusețe creștinească. Ce ne rămâne nouă de făcut slujitorilor? Să vă felicităm pentru dragostea pe care o aveți și pentru faptul că ați încreștinat un suflet și să vă îndemnăm la a veghea în permanență la creșterea duhovnicească. Nașul adevărat este cel care veghează la creșterea duhovnicească a finului sau a finei. Fie că este de botez, fie că este de cununie. Acela este nașul adevărat. Nașul adevărat este acela care nu aduce numai cadouri, ci vine și te și ia și te duce la spovedit atunci când ești un fiind necredincios sau mai puțin credincios. Te și ia și te duce la împărtășit atunci când n-ai mai fost de mult la împărtășit. Să luați aminte la cuvintele acestea și să vă bucurați în continuare de viața frumoasă pe care ne oferă Dumnezeu tuturor. Amin. Să fiți sănătoși.